Salutare tuturor, eu sunt Aiciuncio și bine v-am găsit, oameni buni, la o nouă serie pe canal, din nou Stoneheart. Oameni buni, ne aflăm la Alpha 24, s-au făcut foarte multe progrese și sper că s-au făcut atât de multe progrese întrucât să nu mai fiu nevoit să încep o salvare iară și iară și iară. Oameni buni, în acest update s-a adăugat multiplayer-ul, în sfârșit, de mult am așteptat multiplayer-ul. Chiar aseară m-am jucat cu cel mai puternic donator, ca să zic așa, al canalului, cu Laurian, m-am jucat Stoneheart multiplayer și pot să zic că nu se mișcă chiar așa de bine. Nu e chiar atât de bine optimizat. La un anumit moment a început tot jocul să se miște în reluare și efectiv jocul nu mai putea să mai suporte atâta load. Atât am avut de zis vis-a-vis de multiplayer. Din păcate, multiplayerul nu este încă suficient de capabil încât să suporte o serie sau un gameplay. Oameni buni, foarte multe update-uri s-au făcut de când am făcut acea serie și aș vrea să refac pentru a nu știu câta oară fac serie. Știu că am tot închis-o și deschis-o și iar închisă și iar deschisă, dar toate astea s-au întâmplat din cauza faptului că jocul nu a mai fost capabil la un moment dat să ruleze ca lumea. Efectiv, îmi dădea foarte multe erori. Atât de multe erori îmi dădea încât nu puteam să continui cu salvarea, nu puteam să continui gameplay-ul, nu puteam să mai continui cu nimic. Și a trebuit să renunț. Și am revenit cu acest gameplay. E interesant aici că ai posibilitatea să-ți customizezi fiecare Hearthling. Poți să-l faci așa cum îți dorești tu. Spre exemplu, poți să-i schimbi culoarea părului, poți să-i schimbi culoarea pielii, poți să-i pui bărbuță sau poți să nu-i pui bărbuță. Deci poți să-l faci absolut cum vrei tu. De asemenea, povestea s-a mai schimbat și aceasta un pic, o să vedem imediat despre ce este vorba. Aș vrea totuși să customizez un pic omuleții ăștia, dacă tot am posibilitatea asta să customizez, hai să-i și customizăm un pic. N-aș vrea să arate ca un boschetar, vreau să arate ceva de genul ăsta. Ok, bărbuța mai redusă un pic. Ok, ăsta vreau să-l fac de culoare mai așa. Părul ăsta nu-mi prea place, hai să-l facem așa. Nu. Așa. Ok. Și restul rămân la fel. Meniurile, din câte puteți observa, s-au schimbat și ele complet. Arată altfel, arată mai interesant optimizat. Și o să vedeți imediat că s-a schimbat mai mult decât meniurile. S-a schimbat chiar și felul în care construim căsuțele. Ca de obicei, mă știți pe mine, eu caut o zonă care să fie potrivit atât pentru minereuri, cât și pentru animale și plante. Deci, pe cât se poate de bine, echilibru perfect. Asta este. Cred că am răcit un pic. Oameni buni, dacă reușim să strângem și noi măcar 50 de like-uri pentru acest videoclip, să știu și eu dacă să continui seria, să zicem că ăsta este un fel de prim episod, dar în același timp un videoclip de probă. Dacă vă mai place, dacă mai doriți să vedeți Stoneheart pe canal, dacă doriți să continuăm cu acele live-uri pe care le făceam noi odată cu Stoneheart, ar fi foarte, foarte frumos. Bun, și hai să ne punem și noi undeva aici, aproape lângă blueberries. De fapt, purple berries. Bun. Super. Meniul, vedeți că a primit un mic redesign. Acum noi avem posibilitatea să vedem appeal vision, pentru că pentru hurtlingii noștri contează foarte mult estetica, cum arată zona respectivă, cum arată, cum va arăta orașul respectiv, și asta va influența fericirea hurtlingilor. Dacă ne ducem aici și ne uităm, observați că avem și un tab de moral care a primit un overhaul, ca să spunem așa, a primit un mare upgrade. Acum oamenii ăștia au mai multă personalitate, adică nu sunt doar niște simpli omuleți. Dar avem un moral care poate să fie influențat de cum arată orașul, dacă arată groaznic, de lipsa de siguranță, cum puteți să vedeți aici,
sau poate să fie influențată pozitiv de mâncare bună și așa mai departe. Asta tot la fel au rămas mind, body și spirit, body reprezentând competența fizică în alte activități, mind capacitatea de a face chestii cu, nu știu, capacitatea de a te dezvolta mai repede, cred că era, ia să vedem, da, să gândesc mai inteligent, și încrederea, spirit, încrederea în oameni. Bun, spuneam mai devreme despre modificarea aceea cu casele. Acum, pentru a construi o casă, fiți atenți, deci pentru a construi o casă trebuie să săpăm în pământ, să ne facem mulajul în pământ. Pentru că pentru un oarecare motiv, astea nu se mai construiesc pe pământ, adică în pământ, cu un nivel mai jos. Se construiesc un nivel deasupra, ceea ce mi se pare o chestie un pic cam idiotică, sincer să fiu. Și acum nu mai există acel tab, știți că exista un tab în care îți puteai face tu acoperișul în mod automat. Ți-l făcea automat. E, acum nu, trebuie să-ți faci acoperișul tău, să ți-l modifici tu. Destul de similar pe cu Roblox-ul. Destul de similar, dacă nu, aproape aceeași chestie cu Roblox-ul. La parte de modificare. Și pentru a face uși și chestii de astea, trebuie să ai carpenter. Nu trebuie neapărat să faci chestiile respective, adică să le craftezi în carpenter. Poți doar să ai carpenterul și îți va debloca toate chestiile, toate obiectele de mobilier, toate decorațiile, toate ușile, și poți să-ți faci căsuța așa cum îți dorești tu. Sigur că odată ce termin căsuța și dai start building, automat toate chestiile necesare vor fi puse în queue la Hearthlings-ul respectiv, care este carpenter. Bun, haideți să începem, oameni buni. Carpenterul, ca de obicei, cum mă știți pe mine, obișnuiam să pun pe cel cu mind cel mai mult. De data asta avem și niște trait-uri, adică niște abilități pe care fiecare Hearthlings în parte le are. Nu cred că avem un Hearthling care să aibă aceeași chestii. Ei bine, o să-l pun pe ăsta, Hearth of a Crafter. Pentru că dacă are Hearth of a Crafter, asta îi va da un mic boost chestiilor pe care le va face. De asemenea, tot pe baza acesteia, voi merge pentru Green Thumb, da, acesta, și o voi face pe domnișoara asta farmer. Haideți să-i dăm și noi drumul, haideți să ne punem și noi zona, ca de obicei, aici. De asemenea, și iconițele astea au primit un mic redesign, un micuț redesign acolo. Hai să ne facem și noi ferma tot aici, lângă. Momentan o să le înghesuim pe toate aici, o să facem un mare conglomerat aici, dar cu timpul o să avansăm, o să ne dezvoltăm mai mult. Și punem aici și niște pumpkin. Ok, hai să facem rost și noi de niște lemne, să facem și noi niște căsuțe. Nu știu dacă știți din update-ul precedent, dar noi acum avem posibilitatea, în momentul în care ajunge crafterul respectiv la un anumit nivel, avem posibilitatea să-i facem casa lui. Ceea ce este foarte interesant, pentru că fiecare casă are un design specific, un design anume. Este foarte, foarte interesant că toate arată foarte bine. Sunt foarte, foarte frumoase și e interesant că te scutește de faptul că nu mai trebuie să mai faci casă crafterului. Poți să faci casă doar slugilor tale, doar argaților tăi. Ceea ce, încă o dată, mi se pare foarte, foarte ingenioasă treaba asta. Bun, o să dăm comandă și o să vă arăt despre ce e vorba cu chestia asta. O să dăm comandă de window. Și o să mai vorbim un pic de niște modificări ce s-au făcut și la chestiile astea. Ok, l-am pus pe treabă. Acum, știți că aveam un omuleț care venea să ne facă o proclamație. Ceea ce mi se părea un pic cam prea oficial și prea din timp. Ei bine, cei de la Radiant au făcut să nu mai vină omulețul acela, ci o păsărică cu o scrisorică. Și hai să vedem. Deci, veștile vin în scrisoare, în scrisorica scrisă, adusă de către această păsărică. Dragă expediție 77, cam urât nume, sper ca această scrisoare să fie ajuns bine. După părerea mea, cel mai probabil voi deja v-ați setat tabăra, cam așa este.
Capital Lazian. Aha, de la capitală. Aha, de la capitala Imperiului. Ok. Este onoarea mea să... Așa, un nume mini-imperiului meu. Fiecare settlement trebuie să-și aleagă un banner. Deci știți voi că aveam bannerul acesta care nu avea niciun însemn pe el. E bine, noi acum avem posibilitatea să avem ceva pe acest banner. Și avem de ales aici dintre bannerul vitalității, bannerul puterii și bannerul cunning. Habar nu am ce este cunning. Hai să numim sătucul nostru. Stai să vedem. Hai să dăm un nume random. Hearthvale. Hearthvale. Ia să-l numim Greenwich Valley. Bun, și hai să vedem. Fiecare steguleț de asta, fiecare chestie de asta are un anumit avantaj. Uite, spre exemplu, bannerul vitalității, copacii vor produce cu 25% mai mult lemn, plantele vor crește cu 25% mai repede și plantele vor avea... Ce? De două ori aspectul lor, what? Avem bannerul puterii. Minatul îmi va da cu 50% mai multe minereuri, mai multă piatră și mai mult clay. Hearthlingii nu vor mai avea probleme cu spațiile strâmte. Și aici avem speed boost pe drumuri. Valoare mai mare la vânzare. Hai să ne alegem un banner al vitalității, dacă tot ne numim Greenwich Valley. Ok. Outpost established. Și am primit oficial certificatul sătucului nostru drăguț. Scoate și sunețel și uite pasărea asta care mi-a adus, pasărea asta ciudată, Harold, are și un nume. Și ne-a apărut în sfârșit și sigla. Foarte, foarte drăguț. Ok, haideți să facem totuși o căsuță. Dacă totuși este primul episod, măcar în primul episod să avem și noi o căsuță. Am avut și eu niște design-uri de căsuțe aici, dar cu update-ul ăsta nu mai sunt valabile. Prin urmare, hai să ne apucăm să facem prima noastră căsuță. Aici. Vreau să fie o căsuță în stilul ăsta. Acum e un pic mai dificil să construiești. Nu e chiar așa de ușor ca înainte, pentru că înainte aveai posibilitatea să faci niște pereți automați. Pasărea are un mic rucsăcel. Dar unde e pasărea aia? A fugit. A, și uite, mi-a dat niște mâncărică. Și ce drăguț. Păsărica pleacă. Mesagerul ciudat s-a dus. Ok. Hai să dăm un pic de speed aici. Să începem, o să facem decât pereții. Nu vom face camerele propriu-zise, adică pereții cu tot cu chestii de aia, vom face pereții, după care vom face restul. Pauză un pic să facem designul aici. Așa. Vreau să aibă niște forme. De fiecare dată când am construit o casă, mi-a plăcut să aibă forme. Adică să nu fie un cub de la ciudat sau un dreptunghi ciudat. Am vrut să aibă o formă anume. Ok. Am impresia că trebuie să ai craftate sau trebuie să ai level la ăsta ca să le ai deblocate. Apar nu am. Observați că și ușile și-au primit un redesign. Arată un pic mai altfel. Arată mai drăguț. Arată mai curățel designul. Ok, hai să facem și două gemulețe.
Și am putea să facem unul mai larg aici. Jocul tot s-ar putea să aibă niște bug-uri. Tot s-ar putea să aibă ceva care să nu-i convină. Dar ce mă interesează pe mine este să nu apară o eroare de aia nesimțită care să ne bugheze jocul complet. Pentru că asta efectiv m-ar distruge și ar distruge complet seria de pe acest canal. Îmi pare rău. Ok, hai să facem, să facem ce cu asta. Bă, alu, asta nu l-am pus aici. Ok. Floor. Să facem din lemn. Atâta că nu mă lasă, fii atent că nu mă lasă. Marș de aici. Uite că am reușit să-l păcălesc. L-am păcălit. Foarte ciudat se construiesc casele. Încă nu am reușit să mă obișnuiesc cu stilul ăsta de a construi o casă. Sper să mă obișnuiesc cu timpul. Deci se presupune că eu trebuie să fac asta ca să pot să fac asta. Câtă irosire de material, dacă vă vine să credeți așa ceva. Pentru că se presupunea că eu trebuia să pun chestia asta pe iarbă, mă. Pereții ăștia trebuia să-i pun pe iarbă. Și eu i-am pus cumva, nu pe iarbă, i-am pus nițel mai jos. Da, pentru că știți ce se întâmplă? În momentul în care construiești casa asta, dacă îi faci un acoperiș, o să fie o casă de-aia gigantică. Și eu nu vreau chestia asta. Eu nu vreau să am o casă cu 7 miliarde de cubulețe înălțime. Nu, vreau niște căsuțe mai mititele. Acum avem mai multe culori pentru acoperiș, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Deci nu mai avem numai chestia asta de lemn și chestia asta la materialul lemn. Avem mai multe, da? Avem culoarea asta, avem culoare de asta. Hai să-l facem de culoare de asta, mai roșie atingă un pic. Avem și inclinația care este băguită, din câte puteți observa. Eu dau click acum pe nimic. Da, ideea e că acoperișul se modifică, ceea ce asta contează, nu? Așa. Hai să-l facem să stea și el mai normal. Deci cam așa arată o căsuță făcută cu o pătrățică mai jos. Dacă am fi făcut cu o pătrățică mai sus, ar fi arătat foarte, foarte ciudat. Și credeți-mă că am experimentat chestia asta și am văzut, arată groaznic. Uite, acum s-au modificat valorile, dacă ați observat când i-am dat refresh la chestia asta. La acoperiș mi se pare iarăși o chestie ciudată că tu practic creezi, odată cu acoperișul, creezi și niște pereți aici în interior. Nu știu dacă puteți să-i observați, se formează acești pereți. În cazul ăsta nu s-a format aici la ăsta mare nu s-a mai format. Dar aici s-a format ca niște pereți care mă deranjează foarte mult pentru că e material în plus și e material degeaba. Sigur că nu o să afecteze cu nimic Earthlings-ul, dar de ce să punem chestii degeaba? Cam așa arată și prima noastră căsuță aici. Îi mai lipsește aici o lămpiță, undeva aici sus. Nu prea e centrată casa. Asta e problema cu mine aici. Așa, hai să punem o altă lămpiță aici. Să aibă și o curte interioară, asta aș vrea. Să vedem cum punem gărduțul ăsta. Mă enervează totuși că el tot are spațiul ăsta care se formează aici. Când vine vorba să unești gard cu gard, el stă perfect. Dar când vine vorba să unești gard cu casă, stă foarte, foarte ciudat. Stă un pic în... așa, cam pe lângă. Asta mă deranjează. Să facem un pic mai pe aici. Asta o să-l ștergem de aici. Da, din păcate, oameni buni, pentru voi, designul caselor o să dureze mult mai mult. Dar totuși, sper că apreciați faptul că păstrez filmarea pornită ca să vă arăt ideea mea de design, ca să vă arăt de ce am făcut chestia aia sau care a fost logica în capul meu în momentul în care am făcut chestia aia. Sigur că aș putea să fac un videoclip în care doar să vă arăt rezultatul final. Și nu știu dacă v-ar place foarte mult chestia asta, să spuneți în secțiunea de comentarii. Vreți pur și simplu să fac așa casa off-camera sau vreți să continui să fac design-uri din acestea de căsuțe drăguțe on-camera? Chiar sunt curios. Și cam asta ar fi căsuța noastră, oameni buni. Hai să-i dăm și un save. Yes. Dar cum a salvat-o?
O fi salvat el ca template, dar n-are și ea o denumire și nu pot, nu cred că pot să-i setez o denumire. Ba da, ia uite, a... Casă mică. Să o denumim așa, ok? Nu știu dacă apare aici acum. Trebuie să-i dau refresh la chestia asta. Să vedem. Nu apare casă 1, 2 ăsta... No. În fine. E ok. E ok oricum. Hai să-i dăm start building. Și să-i dăm drumul la timp, pe repede înainte. Mi se pare că arată foarte, foarte, foarte bine căsuța. Ah, ce-am uitat să pun eu, dar o să fac acum la Carpenter, nu e nicio problemă. Putem să punem și ulterior mobilierul și cu alte chestii de-astea. Oameni buni, s-a făcut în update-ul acesta și aici o să mă opresc. În update-ul acesta s-au adăugat și noi chestii pe care poți să le faci la Carpenter. Acum putem să facem mai multe obiecte de mobilier care arată mult, mult, mult mai bine. Putem să facem pătuțuri mult mai drăguțe și mult mai frumoase. Și cam atâta e și cu episodul acesta. Sper că o să vă placă seria de Stoneheart. Sper că o să putem să revenim la seria de Stoneheart cum o făceam odată. Oameni buni, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția voastră acordată până în acest punct. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici un show. Îmi pare rău că m-am extins atât de mult, 20 de minute, destul de mult pentru voi să vă uitați. Ata e te. Până data viitoare, să aveți o zi faină. Ciao!